Fotbalist al Stelei și al Naționalei, Marian Aliuță, s-a bătut ca în filme într-o spălătorie din București. S-a năpustit cu pumnii și cu picioarele asupra unui tânăr cu care se luase la trântă fratele lui mai mic. Intriga s-a țesut în jurul banilor și a unei femei, fosta iubită a victimei și actuala cumnată a lui Aliuță. Acum fotbalistul bătăuș și frații lui dau explicații la poliție. Dori cu pumnii și cu picioarele, a început să înjure, să amențe pe toată lumea. Împuști și ei toți trei pe el și nu lăsau, nu slăbeau o clipă din pumni și picioare. Păi am mâna ruptă, am nasul rupt. Echipa de bătăuși condusă de fostul fotbalist de la Steaua, Marian Aliuță, și-a surprins victima pe bancă la o țigară. Din trei părți, trei bărbați au început să lovească în tânărul din fața lor ca într-un sac de box. Fără să zică nici salut, nici nimic, direct cu mine. În ajutorul bărbatului încercuit de fotbaliști și de frații lui, a sărit imediat sora victimei. Chiar pe Marian Aliuț am pus mâna, că el era cel mai aproape de mine, am pus mâna pe el, am tras de el. M-a bruscat, a vrut să dea în mine, a ridicat mâna. Fata le-a arătat atunci bătăușilor camerele de supraveghere. Chiar atunci au vorbit mai urât, au zis că păi nu interesează, că ei sunt șmecheri și că nu interesează și că o să ne desfințeze. Era repriza a doua bătăii care începuse în stradă, între fratele mai mic al lui Aliuță și băiatul patronului spălătoriei. Motivul? Motivul real, că a vrut să mă intimideze să renunț la partea mea de apartament care o am cu fosta iubită. Actuala lui iubită. Actuala lui iubită, da. Nu s-ar fi înțeles. L-a lovit la primul, fratele lui Aliuță, văr, frate, nu știu ce, știu că sunt neamuri. Și la urmă, după ce l-a lovit, am mai chemat și pe alții, pe Aliuță. După 10 minute în spălătorie, au intrat cu scop precis toți frații Aliuță. Au rezolvat cazul în câteva minute și au dispărut înainte să ajungă poliția. Au încercat să facă pace cu victima. Oferit la spital, a venit după mine la spital, m-au sunat și când eram în ambulanță. A zis că să-mi ofere bani să nu mă duc să dau declarații. Tânărul bătut a depus însă plângere la poliție, acolo unde fostul golgheter al Stelei, Marian Aliuță, fotbalist care a bifat chiar și câteva selecții la echipa națională, a fost chemat să dea altfel de autografe decât cele cu care a fost obișnuit. O viață în